Mă bucur că avem și tineri care citesc, care ne citesc. În primul rând, revista Cafeneaua Literară este o publicație lunară, editată de Centrul Cultural Pitești. De câți ani apare, domnule Virgil Diaconu? De 13 ani, dar sigur nu este un număr cu ghinion. Domnul Virgil Diaconu este poet, este directorul Cafenelei Literare și tot dumnealui a inițiat acest concurs de poezie, de dragoste, Leoaică tânără. Iubirea se desfășoară sub semnul nașterii marelui poet Nichita Stănescu. Iată că festivitatea de decernarea premiilor acestui concurs are loc astăzi. Mă bucur că ați auzit de revista noastră, deja revista merge în țară la entitățile culturale de profil. Mă bucur că avem tineri care sunt interesați de creația literară și dacă măcar unul din cei de față, mă refer la colegii de la instituțiile de învățământ partenere, este atras, are creație literară, pentru noi este un mare câștig și chiar vă invit să țineți legătura cu poetul Virgil Diaconu, cu criticul literar Marian Barbu aici, care este membru al jurului, cu poeta Liliana Rus, să le transmiteți creațiile literare, că uite, cine știe, poate veți primi premii sau dacă nu, măcar veți fi promovați, iar literatura pe care o aveți de sertar va fi publicată în paginile Cafenelei Literare. La concurs au fost, după cum știți, invitați să participe tineri până în 35 de ani. Și am primit în acest an 43 de seturi de poezii și, spre surprinderea noastră, că după ce am făcut juriul, am jurizat lucrările, am găsit printre ele și un tânăr care a câștigat, în anii trecuți au câștigat numai fete. În fine, vreau să vă prezint juriul, este format din Marian Barbu, critic literar, Liliana Rus, poetă. Amândoi lucrează la Cafeneaua Literară, sunt un redactor și eu care m-am ocupat de aceste poezii să le jurizăm. În fine, s-au acordat 5 premii conform regulamentului plus 2 premii a celor care s-au dat, celor care au venit imediat în ordinea mailor, care premiile acestea două nu sunt remunerate. Eu am zis să încurajăm tinerii pentru că diferențele dintre ei sunt de ordinul zecimilor. Și aproape că cel care este pe ultimul loc putea să fie probabil cu un punct mai sus sau cu o jumătate de punct și să aibă un loc mai bun. Teodora Vasilescu, dacă este, sau cineva din partea lui Teodora Vasilescu, nu este, din păcate, își susține un examen, mi-a dat telefon, dar mi-a spus că trimite părinții, văd că n-a sosit niciun părinte și nici măcar un prieten, îmi pare rău, probabil că îi vom înmâna mai târziu diploma. Următorul clasat este Denisa Vișinski. Denisa, vină lângă mine. Ea este femeia în negru, Denisa Vișinski. Ea scrie de câțiva ani poezie, i-am cunoscut întâmplător și creațiile, primele creații. Pot spune că a făcut un progres destul de important și așa se explică faptul că acum a câștigat o mențiune specială, este din Mioveni. Am să o rog să citească
din poeziile, nu, aș vrea să citești de aici, sunt tot poeziile tale, da? Nu. Bine, atunci alege, te rog, mai mult decât prieteni. Una dintre poeziile pe care le-am scris se numește Mai mult decât prieteni, nici iubiți, amanți. Pielea miroase profund a păcat și mă urăsc și te iubesc în încleștări de șarte și te iubesc până la lacrimi în noaptea înghețată. Inima mi iarna întreagă pentru că pe tine, până și pe tine, iubitul meu, te-am ucis, iar ce mi-a mai rămas e o carte ce-mi respiră în mâini cu psalmi. Și e întuneric și e frig și eu nu mai sunt eu și tu nu mai ești de când ne-am sărutat, de când ne-am atins sexele între ele. La granița cu deznădejdea, câteodată sunt o biserică de păcat și slăbiciune. Sunt copilul pierdut în propriul întuneric și din când în când tu ești Dumnezeul venit să alungi întunericul bisericii mele. În liniștea îmbrățișării e zi, e senin, dar tot așa, din când în când, tu nu mai ești și parcă nici n-ai fost și nici n-o să mai fii. Atât de nedreaptă sunt uneori în dreapta mea credință. O alta se numește Marți 13. Era marța cu regi și cu regine și Asenaid se plimba goală prin palat, apoi pe străzi cu un trandafir, de mână cu stăpânul acelor străzi. Apoi nu a mai fost marți. Într-un Range Rover 13 apunea. Iar ca o poveste așa care să vină în continuitatea acesteia din urmă, am chiar o poezie care se numește Asenaid. Dincolo de mașini cu domnișoare purtate din noapte în zori, în noapte Asenaid își mușcă buzele pe la colțuri de palat încremenit în atâtea brațe goale. Din zor de vis iubirea s-a pierdut și prin palat se ascunde acum Asenaid. Și ultima. Scuzați. Un gând, nu cel din urmă. E sfârșit de martie al acelui așa bisne negru. De ceva timp, duhurile se luptă la mine în vise. Între tine și mine mai este doar un pas și o încăpățânare morală dincolo de tendințele de secol 21 pe care eu am îngropat-o, pe care tu nu știu ce mai aștepți. Tu nu vezi că de când nu mai suntem împreună, eu sunt tu și tu ești eu? Vei înțelege oare că libertatea mea de a te fi iertat este chiar libertatea ta? Și eu vă mulțumesc. Vreau să primești această diplomă. Tot cu mențiune, este și o doamnă care vine din București, se numește Crenguța Gabriela Mălăiaș. Am aflat că este de fapt din Pitești, că a învățat la noi. Noi am vorbit numai pe net, deci asta este mica noastră relație, să zic așa. Mă bucur că a venit, pentru că avea un copil bolnav acasă și a lăsat soțul cu copilul. Așa încât se află astăzi aici. Unul dintre versurile ei sună cam așa. Eu nu mi-am aparținut decât uneori, atunci când închideam ochii și gândeam la tine. Eu am să te rog să citești poeziile care ți le indic eu și nu mai multe, pentru că nu o să fie timp, îmi cer scuze, mai ales că tu scrii puțin mai extins decât Denisa. Sunt poeziile bifate. Prima ar fi, de exemplu. Atunci când închideam ochii și gândeam la tine. Unii credeau că mă cunosc mai bine, dar nu prea aș putea acorda amintirile. Așa că trecutul meu a rămas rătăcit undeva la un colț de stradă. Acolo,
într-o căsuță îmbătrânită de vreme, am învățat prima dată să zbor. Între timp, tocmai primii mei oameni mi-au frânt aripile de mii de ori. Iar eu am adunat cioburile și le-am lipit într-un puzzle imperfect. Și am rămas așa, așteptând să treacă durerea nepotrivirii pieselor. Când ne-am întâlnit, aveam la activ vreo câteva retușuri. Minți nepotrivite încercaseră să mă repare cumva. Tu doar ai întins sufletul spre mine și ai suflat din inimă pulberea desăvârșirii, iar cu asta ta stângă recunoscându-mă, mie și ție m-a redat. Și atunci am învățat să-mi aparțin cu adevărat. Unii m-au iubit pe jumătate și s-au despărțit în tăcere, în cântec sau în vorbe făcute să doară. Eu i-am iubit cu cealaltă jumătate, în vorbe, în tăceri și în cântece, până ne-am anulat unii pe alții ca minus cu plus. Doar unul m-a iubit pe de-a-ntregul, mi-a tradus cântecele, tăcerile, vorbele. El m-a făcut femeie din coasta lui stângă și mamă cu trup și cu suflet, căci numai așa se înmulțește iubirea, de la minus la plus infinit. Mulțumesc. Și o carte cadou, da? Următoarea mențiune specială îi aparține Emiliei Nedelcov, care este bolnavă, n-a putut să vină, însă a venit iubitul ei, care și el a luat un premiu. Te rog să fii aici, Bogdan. Dar nu trebuie să fiu eu acolo, astea trebuie să fie înregistrate și trimise ei. Citești un poem, Ari, dacă vrei? Mena, o să fie puțin cam ciudat, pentru că știu că au fost unele scrise pentru mine, e ca și cum mi-aș citi. Nu, e de iertat. Zici, mulțumesc că ți se întâmplă lucrul ăsta, că o fată așa drăguță îți dedică poezii. Dacă vrei să le citești pe cele care le-am citit. Ei, atunci citește cele aici. Citește două poeme care ai fost. Se cheamă Dance Me to the End of Love. Dragostea e atunci când dormi și salivezi pe pernă lângă tine. Tu nu te superi, îmi săruți fruntea cu un sentiment patern demn de Lolita lui Nabokov. E atunci când mă muști de degete, de umeri, de coapse, hămesit, încep să latri la bec. Tu, fratele cel singur al câinelui orb abandonat pe străzile păcurariului, căci ce lup mai urlă la lună în poezia anilor 2000? Dragostea e atunci când te conduc la gară și sper să pierzi trenul, dar nu și bursa pe care o ai la Cluj. A thousand kisses deep în văzul întregului peron și țigara făcută poștă înaintea plecării. E atunci când bluza ta de pijama uitată devine mantaua lui Gogol, iar eu nu pot, nu mai știu ce înseamnă să adorm. Următoarea se cheamă Omerta. Când ai să te întorci, n-am să-ți mai vorbesc despre mintea mea sârmă ghimpată, expresie în secolul 21 a muncii lui Crist, despre teama de a închide ochii cât ferestrele sunt încă îndoliate, sau de mâinile ce transformă perna în scut ca să țină la distanță monștrii, crescuți sub pat ca unghia în carne, reali ca în copilărie. N-am să-ți vorbesc fin de promisiuni, adevărate capcane de șoareci, bucata de măr cu care Adam se neacă de o veșnicie spre mirarea îngrozită a Evei, femeia aflată de partea greșită a cerului de la naștere încoace. N-am să-ți spun nimic, chiar dacă în tăcerea mea ai văzut întotdeauna pisica lui Schrödinger. Am să-ți las în schimb brațele să-mi alunece pe trup și am să-ți iubesc liniile întretăiate din palme. Bine, mulțumesc! Cred că pe ultima sută de metri a venit și Ștefania Nicolescu. Care să rămână, bine ai venit. Are o diplomă de licență în specialitatea studii europene la Universitatea din București, care scrie poeme lungi. Eu voi citi trei versuri din poemul Dor de Dora. Dragostea este o dactilografă
care bate la mașina ei de scris Olivetti poemele pe care îi le citești cu voce tare. Am să te rog să citești câteva poeme. Vezi dacă sunt semnate pe aici sau alege care vrei tu, două poeme. Ea îți cedează de bunăvoie drepturile de autor, singura ta obligație fiind să continui să scrii. Muza asta nu te va acuza niciodată de plagiat, nici de trădare, chiar dacă știe că o să îmbrățișezi și alte femei în drumul tău către ea. Uneori, dragostea ia numele Dorei, care își înghite lacrimile, în timp ce-i toarnă lui Nikita încă un pahar de vin, deși știe că asta îl va ucide lent. Ea nu vrea să fie văzută plângând, așa că se ascunde în bucătărie, unde poate plânge în voie neputința ei de a umple golurile din cămașa de pânză a lui Nikita, ciuruită de nevăzute gloanțe, neputința ei de a-i fi pâinea cea de toate zilele. Cu sarea uscată din lacrimile ei, Dora gătește zilnic mâncăruri pentru un ospăț de nuntă. Pe ea o vei găsi într-un dicționar îngălbenit de soare, între Ana lui Manole și Zenobia lui Gelu. Angelus. Cândva ne-am oprit tălpile pe aceeași bucată de pământ reavăn, ca în tabloul lui Millet, ne-am atinge capetele plecate la auzul aceluiași clopot de bucurie, care anunță recolta sentimentelor eviscerate de orice impuritate, șlefuite în tăcerile noastre târzii, din care mușcam ca din același codru de pâine, înveșmântate în tandreța cuvintelor unei îndelungi așteptări. Același amurg ne va prinde acolo, în câmpia aceea întinsă, când vor tăcea toate noi pentru a auzi cum grește psalmistul. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul lui și mărturiile lui. Apoi, ridicându-ne privirea din pământ, ne vom amesteca glasurile într-o împreună psalmodiere. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Mă vei lua de mână spunându-mi, să mergem, e târziu, ne este foame încă din zori, iar masa e pusă de mult. Această diplomă și două dintre cărțile mele. Felicitări. Și așa a venit rândul Mihaelei Roxana Boboc. Care le este din Buzău și a câștigat 8 premii literare până acum. Am să o rog să citească de aici poemele bifate de mine. Sau le-ai acolo? Citește două poeme, da? Am citit atrocitățile fericirii într-un cimitir. Nu oricare. Unul care adună eroii neamului sub același acoperiș. Cu frunze de castan mângâindu-le frunțile asudate, cu spaimele încăpându-le în raniță, odată cu pozele mâncate de carii, de timpul care nu iartă nimic. Uneori plâng, citind poeme pe brațul unei cruci care nu mi-aparține, nici mie, nici altcuiva. Stă doar acolo în bătaia ploii și ține pământul cu mâinile întinse. Uneori, în nopțile fără lună, un Hristos coboară dinspre cetate și bate. Din mâini încurg cuvinte sau poate șoapte abandonate scriu pe coaja unei castane și nu mă mai doare să spun te iubesc, să cer o oră tăiată din lungul șir de mătănii și ocrotind în palme lumânarea, o așez pe mormintele a doi părinți care nu mi-aparțin. Tata doarme într-un alt cimitir cu vedere la munte, e învelit în liniște, și are la cap oasele bunicii. Iarna, plânsetul se aude altfel, ca dintr-o cămară claustrofobă, inima mea, cât în un snop de zăpadă, bate. Toaca se pierde prelung printre fulgi. Ce lume caldă e cimitirul și cum l-aș pomeni pe tata? Din mijlocul cuvintelor nerostite, cineva ascultă plânsetul femeii, cineva mă dezgroapă plângând.
Ziua din colivie. E în mine ceva ce nu este al tău, nici al meu. E al femeii din șoaptele nopții. Eu modelez lutul pe care ea îl frământă cu tălpile pline de poezie. Vor crește flori de colț acolo unde n-am îndrăznit să urc. Aștept să-mi recunoști mâinile care îți dezleagă furnicăturile din palme sau poate paginile captive în ceasul care se destramă odată cu femeia și anotimpul sărat. Dumnezeu pășește pe suflet și spune zilei din colivie să iasă în mulțime. Ziua ascultă și rupe tăcută hainele indiferenței. Picioarele mulțimii ating cerul și pământul bea din luna aprinsă în poem. Pâlcuri vineții trăiesc încă din umbra poveștilor. Se hrănesc amorf și brațele lor ceartă cuvintele pentru că dor și nimeni nu are nevoie de suferință. Copilul iese din mijlocul lor, privește tălpile și umerii dansând ca o nălucă. Unde mergem, tată? Nicăieri, răspunde vocea vineție și noaptea împinge umerii copilului înapoi în beznă. Femeia poemelor mele nerostite ține copilul strâns în brațe, îngână un cântec de leagăn și vocea îi se pierde într-un hohot crud. Mâinile tale o cuprind la mijlocul întrebărilor rămase orfane. Orfan nu e cel fără mamă sau tată, e cel fără de țară când Dumnezeul dinăuntru tace. Se aud susurând demonii apelor, se aud lacrimile aceluia căzând în râu, ca bănuții văduvei în paginile unei Biblii. Așa te-am cunoscut, când pe fundul sufletului mai era doar o monedă și aceea nu era aur sau argint, era poem. Și poemul creștea din nimic, până nu s-au mai auzit izvoare sau văi curgând prin mine. Ai pus luna înapoi în pahar și cerul se vedea curbat de acea înțelegere. Când doi prieteni își dau mâna înaintea morții și ochii lor îmbrățișează stânjenit anotimpul pierdut în silabe atât de mici. Copilul femeii mele le știe, copilul femeii poemelor mele nerostite, întinde cerul aidoma unui curcubeu, zăpezile curg din ploape și nu mă tem. Și a venit și rândul singurului bărbat care a luat un premiu, se numește Alexandru Bogdan Petcu, care vine din județul Bacău, a absolvit Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Este pe drum, da? Are 14 premii literare în schimb. În primul rând trebuie să-mi cer scuze pentru că am recitat destul de prost poemele Emei, ca să nu mă simt după aia vinovat când mă uit la înregistrări. Să vină Ema. Și acum o să recit o poezie care se cheamă Morning. L-am urmărit pe Brad Paisley turnându-ți în gene singurătatea și mi-am spus că n-ai fost nici când mai frumoasă. Erai ca o corabie îndoliată, purtai pe catarg stoluri de corbi, la prora vântul îți dădea fiori reci. Pluteai mai drept decât ar fi făcut-o canibali în drumul spre pruncul tău nenăscut. M-ai privit, mi-ai aruncat un zâmbet din care puteam să înțeleg drumul Cristului către Golgotă, învierea lui Lazar și cum poate Yggdrasil să-și mențină piciorul drept pe sforile lumii. Dar nimic despre noi. De parcă am fi o simplă fractură de coantă. Mi-ai spus că dragostea ta e ca o presă pusă pe rană până își revine fenomenul ăsta ciudat la rectitudinea lui. Ceva ți-a adus aminte de vară și mi-ai spus că frumos mai răsare soarele astăzi, că ai uitat să mergi la biserică să te rogi pentru noi. Erai ca un palat îndoliat, un palat mare cu o singură cameră din care lipsea cel care trebuia singur să fie. Ticălosul care a apăsat cu degetul pe nașterea ta de parcă arunca pietre în gâște. Te-ai răsucit cu spatele la mine ca și cum mă chemai și nu ai fi vrut să mă vezi. Voiai să fiu doar o ecuație de trăiri, un dat numeric. Cu toate astea știam că poți fi în mijlocul meu, după cum poți fi în mijlocul mesei. Știam că transparența ta e reală și rotunjimea sânilor și corpul căzând în falduri sculptate de întâmplare. Știam că n-ai fost nici când mai frumoasă, dar mă durea să o spun, după cum mă durea să-ți spun orice cuvânt în care să vezi firimitură de dragoste.
Ai aprins aragazul, luna bătea în flacăra lui și ceaiul tău, dincolo de orice metaforă, îți număra pe femur zilele lungi pe care le ai de trăit. Ți-ai spus că ești mai întreagă decât oricând acum că trăiești, după cum și gheața rămâne întreagă în frigul ei, în paharul de whisky. Acesta se cheamă Fall Number One. Dintre toate nebuniile lumii, tu îmi pari cea mai frumos întâmplată femeie. Și știu că aș putea să nu-ți vorbesc deloc dimineața sau seara, căci la capetele timpului conturul trupului tău curge senin. Totuși o fac și regret că nu te las să te scufunzi într-o întâmplare mai mare. Dar eu sunt un copil mic sau poate un lup cu barbă și cu privirea înfundată în adâncul gurii și tare mă tem de vreun Dumnezeu care se întâmplă prea mult. Îmi pare totuși că ești atât de puțin întâmplare încât te văd înghețată pe bolta cerească de parcă ai fi o idee. Și stai, după cum stă orice naștere pe fragila balanța tristeții și a bucuriei. Nu știi dacă te doare când urlu ca fratele câinelui, fratele cel mai bătrân și mult mai sălbatic, sau dacă te poți bucura de faptul că apa vine și se întâmplă, atât de liniștit, perfect, circular, într-un pahar sau într-o sticlă fie ea și pătrată. Morala e că, dintre toate nebuniile lumii, apa se întâmplă întotdeauna frumos în curgerea peste trupul tău de femeie întinerii de frunzele toamnei. Iar morala imediat următoare e că mă doare tinerețea ta din luna noiembrie, mă doare într-atât încât n-am să-ți vorbesc de acum înainte și am să te las să te întâmpli perfect. Mulțumesc! Maria Barbu, care, da, este, care a făcut parte din juriu... O să fiu puțin atipic, s-ar prea putea să constatăm că cel mai important element al juriului ar fi poeta Liliana Rus, după felul în care, să zicem, una dintre poete amenința, ca să zic așa, liric, cu moartea iubitului, dar citea cu o mână foarte sigură pe manuscrise. Vorbeam cu domnul Diaconu mai acum câteva zile și spuneam, domnule, n-am descoperit și noi un Eminescu până acum. Cred că suntem pe aproape. În schimb, am reușit, paradoxul face, ca la una din edițiile trecute, Alexandra Negru și Dumitru Gheras să fie un cuplu frumos. Și se pare că s-au și logodit. Acum norocul face că dăm de Emilia Nedelcov și de Bogdan Petcu, alt cuplu, cel puțin în stadiu de emoție. Și iată că totuși plutim și noi pe niște semne mai favorabile, ca să zic așa, scuzați acest mai prielnice. Eu sunt convins că acest concurs a fost frecventat de Flavia Adam, de Mihoc Tamaș, Alexandra Negru, Dumitru Gheras, adică sunt nume în care s-a investit inteligență, apreciere, seriozitate la jurizare și noi sperăm într-o dezvoltare favorabilă ulterioară a acestor destine literare. Ca un element comun, noi fiu eu chiar Clement din Alexandria, se observă faptul că juriul a fost atent, este aproape, nu știu, mă surprinde plăcut această omogenitate de privire critică asupra omogenității de ton, omogenității tematice, seriozității. Pentru a nu vă ține în continuare în mod inutil, trebuie spus următorul lucru. Unui poet trebuie să-i spui numai două cuvinte, deși nu chiar două. Învață regulile ca un profesionist pentru a putea să le încalci ca un artist. Eu, să zicem, și tot juriul știu asta, ceilalți membri ai juriului au fost mulțumiți de calitatea lucrărilor. În genere, vreo 10-12 lucrări au fost foarte bune. Cele de la coadă, bineînțeles, mai slabe. Diferențele, cum am mai spus, dintre cei câștigători au fost foarte mici. V-aș propune în continuare un mic dialog, dacă e posibil, despre poezie. Cei care au câștigat ne pot spune, să spun așa, credința lor poetică. De exemplu, Roxana.
Spune ce poeți îți plac. Pentru mine poezia a început ca o formă de terapie. Am început să scriu după moartea tatălui meu în 2008, după o lungă suferință de cancer, și multă vreme a rămas în stadiu de terapie. Cred că poezia iese din stadiu de terapie în momentul în care reușești să transmiți și altora mesajul tău și momentul în care reușești să schimbi ceva în inima lor. Și în ultimii ani, într-adevăr, am evoluat și simt acest lucru. Simt că poezia mea transmite mai mult, că am ieșit cumva din mine însă, prin poezie. Și cred că este cel mai important lucru, să poți să schimbi ceva în jurul tău prin poezie, nu numai pe tine însuți. Sunt mulți oameni care mi-au fost alături și am învățat de la fiecare. De la unii poate mai mult pe domeniul tehnic al scrierii sau la alții mesajul. Sunt multe lucruri care te impresionează și găsești poeți în jurul tău de la care ai de învățat. Nu știu ce aș putea să mai spun. Am avut mai multe emoții decât mă gândeam, deși sunt obișnuită și cu recital de poezie, dar... Da, în momentul în care pui foarte mult suflet în ceea ce reciți și înseamnă foarte mult pentru tine din punct de vedere personal, cred că la un moment dat te copleșesc emoțiile. Vă sunt recunoscătoare, am întâlnit aici oameni frumoși, am avut ocazia să stăm de vorbă cu o oră înainte, am ajuns mai devreme și am putut observa că sunt oameni care chiar reușesc să ducă frumosul cu ei și pe mai departe și ei au o strălucire fantastică în ei. Poate că nu vă dați seama în momentul în care recitați o poezie cât puteți transmite și ce stare de bine regăsim așa în fiecare care ascultă. Te felicit pentru premiul întâi, vă felicit pe toți pentru premiile obținute și vă mulțumesc. A reușit și prin modul în care a citit să își tensioneze discursul. Denisa, ia vino încoace. Asenaid. Deci ea scrie poemele cu Asined. Ah, ce le-am încurcat, îmi cer scuze, Denisa. Spune două cuvinte, cum te-ai apucat tu de poezie, să zicem? Relația mea cu poezia este una foarte veche. Am început să scriu încă din clasa 5-a, 6-a. Publicam în revista școlară, care se numea, fiindcă acum nu mai este. A urmat o pauză, după care destul de stângaci, am continuat să scriu pe perioada liceului. A urmat o absență destul de îndelungată. Și am reluat de ceva ani de zile. Pot să spun că am fost o norocoasă pentru că am avut oamenii potriviți în jurul meu, oameni care să creadă în tine. Asta contează foarte mult. Iar ce vreau eu să subliniez prin ceea ce fac, prin ceea ce scriu? Mihaela spunea că prin poezie încearcă să schimbe oarecum împrejurimi oameni, probabil. Eu vreau să spun că în poeziile mele subliniez aspecte legate de societatea actuală, de întâmplări, scriu despre anumite întâmplări în scopul de a preveni anumite întâmplări din viața tinerilor, pentru că tinerii sunt obiectivul meu. Da, nu știu ce să mai spun. Vă mulțumesc frumos. Mulțumim. Crenguța. Crenguța, care e piteștean, că după cum am spus, și vine de la București. Ia de Denisa. Din păcate, nu. Nu cunosc. Da. Eu am început să scriu datorită Iuliei HD-ul,
iar mi-aminteam acum, în clasa 5-a, în revista școlii, pe vremuri aia ecouri, la George Topărceanu, nu știu unde este Denisa acum, și o profesoară de biologie a scris un articol despre Iulia Hașdeu și atât de mult m-a impresionat încât am mers la bibliotecă, am început să citesc poeziile ei și s-a întâmplat că doamna profesoară de română Ioniță Maria, care astăzi nu mai este printre noi, să ne ceară pentru Gazeta Școlii o poezie, două, trei. Și ușor, ușor, așa am început. Un vers, o poezie în versuri, una în vers alb. În timpul liceului am participat la Tinere Condee. În timpul facultății am pierdut puțin contactul, că acolo la jurnalist trebuia să scriu un pic altfel, nu foarte poetic, dar poezia a rămas acolo undeva. Mai scriu, uneori am așa, cât un declic. Și se întâmplă și îmi vine o idee, o aștern pe foaie, pe telefon, pe unde se nimerește. Le mai scriu și copiilor, celui mare i-am scris câteva scrisori venite din partea lui Moș Crăciun, uneori nu se poate altfel. Și sper să rămână și dacă pot să dau mai departe. Îmi place și Nichita Stănescu, pentru că tot vorbim de dânsul astăzi. Îmi place Ștefan Ciobanu, care a participat la o ediție Leu Aică Tânără Iubirea și chiar a luat un premiu. Îmi plac mulți, ar fi o listă interminabilă. Da, adevărul că eu, sincer, de la Ștefan am învățat destul de multe. Chiar am fost în noiembrie la Gaudeamus când și-a lansat un nou volum. Aștept, îmi plac și cei care au câștigat astăzi. O să urmăresc în continuare. Mulțumesc. Cine vine? Ștefania Nicolescu. Da. Da, eu de poezie am apucat în urma unei lansări de carte de poezie. Adică a fost așa ca o... Nu pot să zic, poate miracol, e mult spus. Da, a fost un stimulant pentru mine. Cumva... Și am, la poezie am luat-o ca pe un fel de evadare din... Eu am doi copii, două fetițe mici. Și cumva a fost pentru mine poezia un fel de evadare din... universul matern și o regăsire a mea datorită, prin intermediul poeziei. Cei doi poeți care m-au inspirat și la cărora lansare de carte am fost, sunt, se numesc Cristian Boroș, nu știu dacă ați auzit, și Alexandru Rădescu. Și cumva le datorez lor debutul meu, pot să spun că le datorez și le sunt recunoscătoare pentru asta. Nu știu ce aș putea să mai... Ai participat la un cenacul literar sau la întâlniri, da, tip cenacul? La cenacul nu. La școală de poezie? Nu, nu, nu am... Am câștigat, m-am câștigat un premiu anul trecut cu 30 de poezii în cadrul concursului Cuvinte din Lumină, organizat de Patriarhia Română. Da, dacă ai pune la un loc cărțile care... De poezie. Recunosc că nu, poezie nu am citit foarte mult. Toate astea ai o lejeritate în a te exprima și construiești bine. Da. Aici se vede, cum să zic, tendința mea este că trebuie să citești foarte mult, însă poți să citești enorm, dacă nu ai datul ăla... Da. Harul scriitor. Da. Dacă nu ai datul acela care, pe care, dacă fiind dat, nu ți-l alegi și, mă rog, este ceva peste tine, nu atribui neapărat divinității treaba asta, este ceva care, mă rog, așa vezi tu lumea și la un moment dat simți nevoia să scrii. Ea demonstrează acest lucru. Spune că nu a citit mult și totuși are această forță de a construi poetic. Deci are sensibilitate și capacitatea de a se exprima. Îți mulțumesc. Vrei să mai spui ceva? Da, prima poezie pe care am scris-o și era un fel de amintire a mea despre bunici. Și
cumva mi-am dat seama că poezia poate fi printre altele și un fel de un fel de pretext pentru a-ți aminti, a-ți rememora viața privind-o printr-o întâmplare sau experiență, da. Da, printr-o alt fel de, ca și cum ți-ar să privești trecutul prin sticla poeziei. Și da, observ că era multă, că a fost multă poezie. Cel puțin așa am descoperit eu, retrăindu-mi prin poezie anumite întâmplări sau... Da, și cred că totul este poezie, într-un fel sau altul. Depinde de noi să o vedem și să o punem în cuvinte. Mulțumesc, mulțumesc mult. Și a rămas Bogdan. Bogdan Alexandru. Hai, Macedon, bine în pace. Sunt alunecoase, grijă. De ce scriu? Asta ar trebui, la asta ar trebui să răspund prima dată, nu? Spui întrebările care vrei. Rezumându-l pe Freud, scriu ca să nu fac război, cel puțin asta zice Freud, că scriem ca să nu facem războaie. Pentru mine, ca să explicitez, ar fi aplicabilă cumva parabola lui Jekyll și... Jekyll, îmi scapă al doilea nume. Hyde. Jekyll și Hyde. Pentru că atunci când scriu, deși încerc să scap de demonii, fricile și tot ce se întâmplă în interiorul meu, atunci mă cuprind mai abitir, dar e o senzație plăcută, adică tristețea e frumoasă și frica e frumoasă, tot ce e uman e frumos. La a doua întrebare era că ce poeți... Da, pe cine, ce poeți îți plac, ce poeți ai citit? Drumul lecturilor l-am început, știu foarte bine, cu o carte pe care mi-a luat-o mama în... La premiul la clasa 1 era Clemens Brentano, Povestea poveștilor, mi s-au părut extrem de ciudate poveștile alea atunci. Le-am recitit anul ăsta când m-am întors de la facultate în vacanță și mi-au plăcut extrem de mult, dar practic așa au început, după aia romane de aventuri și am continuat cu proza pentru a ajunge la teatru absurd și să-mi placă la nebunie teatrul absurd. Poezie am citit mai puțină, dar din poezie îmi plac... Așa cum îi place și Emei Pessoa, iar mie îmi mai place și Nimigean foarte mult. Ovidiu Nimigean. Da. Nimigean, da. Faci o revistă, parcă. Nu știu, dacă mai e ceva, eu pot să răspund. Da, vină încoace, ia-mi microfonul. Da. Eu vreau să adaug faptul că, într-adevăr, ceea ce a întrebat domnul Virgil Diaconu pe cealaltă concurentă, premiantă, dacă citește. Vreau să specific faptul că este foarte important să citim din același motiv pe care l-am amintit puțin mai devreme, și anume că am putea preveni anumite lucruri și nu neapărat din experiență personală, care poate provoca anumite traume, spre exemplu, ci putem învăța din experiențele celorlalți, din cărți, din lectură, deși recunosc că și eu, ca și cealaltă concurentă, deși am fost sfătuită să citesc mult, mult, mult pentru a mă perfecționa în ceea ce vreau să fac pe mai departe, nu am citit foarte mult. Și anume, a existat un anumit motiv. Am citit doar ce mi-a trebuit de specialitate pentru domeniul în care am lucrat. Fiind jurnalist, eu sunt absolventă la jurnalism, am încercat să miros, așa ne exprimăm noi jurnaliștii, să miros din stânga, din dreapta, să îmi fac o idee așa despre o situație alta, și așa am ajuns să scriu despre ceea ce am amintit în poeziile de mai devreme. Iar ca autor care îmi plac, spre exemplu, fiindcă aceasta a fost o întrebare și am omis-o, îmi place să citesc ceea ce este de actualitate în primul rând, pentru a fi la curent cu ce este acum aici. Așa că am început să citesc cărți ale criticilor literari din România, precum Alex Ștefănescu și alții autori poezie, precum Ana Blandiana, Nora Iuga. Îmi place chiar și George Coșbuc.
pentru că subliniază aspecte ale satului românesc, din viața rurală. Una dintre poeziile mele preferate scrise de el este Dușmancele. Da. Aș mai spune probabil foarte multe, dar timpul este foarte scurt. Deja pe Bogdan l-am întrerupt, îmi cer scuze. Așa că altceva ce pot spune decât să vă felicit și eu. Mulțumesc! Spune-mi dacă știu un vers al altui poet. Dacă știu un vers al altui poet? Da. Asta trebuia să vă întreb pe toți. Care ți-a plăcut ție? Bine, pe SUA. În rest, port în mine toate tristețile lumii. Frumos. A vorbit de Denisa de Coșu, că mi-aduc aminte de un vers al lui. Știa pustia de noi doi. Curios pentru Coșu, care a avut alt registru. Uite că poate să creeze o emoție plină prin acest vers. Marian Barbu vrea să mai spună ceva. Acum, referitor la latura aceasta destinală, mi-aduc aminte de o anecdotă, sau mă rog, o povestioară cu Carlos Zapatini. Ăsta se plimba liniștit prin grădina lui și între foile unei verze vede o pânză de păianjen, în mijlocul pânzei de păianjen o musculiță care se zbate neputincioasă. Și el spune, iată ce carnagiu, n-aș putea fi pentru o clipă Dumnezeu? Să fiu soarta, să mă substitui soartei. Ia musca din pânza de păianjen și o duce către privirea lui, după care îl străfulgere o altă idee, tot soarta, și o pune la loc. O altă zicere inteligentă este că dacă într-adevăr poezia este un duh inefabil, cea mai frumoasă definiție o dă Ungaretti. Între o floare culeasă și alta dăruită, inexprimibile nula, inefabilul neant, acesta ar fi definiția cuprinzătoare a poeziei. Din punctul meu de vedere, cred că și al domnului Diaconu și al tuturor celor de aici, pentru a ține calea corectă, totuși poetică, citește, 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 citește. Da, aproape că îmi cer scuze față de cei tineri, soția mea este profesoară și mi-a spus așa, nu învăța pe cei mici sau pe cei tineri ceva. Au o forță de a respinge orice sfat care le dai, dar nu-ți imaginezi. De-aia mi este foarte greu și când mă întâlnesc cu tineri să le dau vreun sfat. L-aș da cu toată inima, nu ca un profesor care vine, mă rog, cu 10 doctorate să vorbească despre lucrul ăsta. Aș vrea să-mi amintesc puțin de Nichita Năstrescu și să spun un poem al lui. Spune-mi dacă te-aș prinde într-o zi și ți-aș săruta talpa piciorului, nu e așa că ai șchiopăta puțin după aceea de teamă să nu-mi strivești sărutul? E superb, nu? Asta ar fi o definiție prin poezia poeziei. Cred că o să ne oprim aici. Dacă mai ai ceva de spus, ești invitatul meu. Eu mă gândeam doar la faptul că puterea asta de respingere, dorința de respingere, nu cred că e doar a tinerilor, pentru că eu mi-aduc aminte că eram în liceu și am spus doamnei diriginte că citesc Salman Rushdie, versetele satanice, și mi-a zis, nu, lasă cartea aia, pentru că nu-i pentru vârsta ta. Adică, dacă... Poți să ai și profesori de ăștia, din păcate. Eu știu profesori care nu predau Nichita Stănescu. Domne, nu înțeleg nimic, nu predau. Dar nici nu a citit la cap la coadă ca să vadă 2, 3, 10, 15, 20 de poezii într-adevăr foarte bune ale lui Nichita Stănescu.